având în vedere că inclusiv în echipă avem oameni care nu se înțeleg foarte bine cu animalele lor, adică, mă rog, ei, oamenii, ascultă de câini. Câinii uneori nu ascultă de oameni din diverse motive. Și astăzi l-am chemat pe Cătălin Cornea să vorbim despre relația om-patruped. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Pe cine ai adus? L-am adus pe Toa. Este negru ca noaptea, frumos precum un corb și neascultător precum un catâr. A, pentru că este labrador și labradorii când sunt pui sunt foarte, foarte energici, nu-i așa? Toa! Să-ți trăiască! Nu, mulțumesc! Toa e pui? Nu, are 2 ani de zile. Da? Până să ajungem la tine aici, am intrat într-un bootcamp. I-am spus, băi, fii atent că mergem acolo. Da? Da? Și acolo e greu. Ok. Trebuie să te antrenezi. Ok. Și l-am pus să treacă prin cărbuni în 5 și... Are Adidas, de ce? A vrut neapărat să ajungă la voie și de aceea. Are Adidas, păi, sunt de protecție? Da, dar sub sunt cărbunii aceia în 5. A glumit, Cătălin, bineînțeles. Am glumit. Bun, se știe că labradorul e un câine prea energic când este tânăr. Da. Și trebuie ținut în frâu. Trebuie focusat către ceva ce îi place. Okay. Ok. Trebuie să ne folosim de instincte și, în final, prin dresaj, nu degeaba ți-am dat lesau, am să te provoc un pic, da. Prin dresaj ajungem să avem un câine codificat. Ok. Pur și simplu el știe niște coduri pentru a asculta. Și uite, apropo de coduri, nu ți le-am spus, nu știi despre ce-i vorba, da. El știe câteva comenzi, încearcă să-l strunești, să-i ceri ceva, să-l pui să facă. Eu nefiind stăpânul lui. Neavând okay. câteva elemente din Ok, să înțelegem că mi l-a lăsat stăpânul lui peste weekend, dar nu mi-a dat și codurile, nu? Da, da, a uitat să-ți le dă. Cum îl cheamă? Tau. Tau. Toa. Toa. Toa, șezi. Nu, nu culcat. Nu, nu culcat. Șezi. Șezi. Fundul jos, capul sus. Bravo. Bravo. Așa? Și mai știe câte ceva. Ia spune-i să meargă cu tine încolo. Toa. De exemplu, pas. Vino pe lângă piciorul meu. Pas. 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 Hai. Aha. Pas. Pas. Spune lumea că te-am învățat codurile. Pas. E ascultător față de energia să de la știi că mă mir. Ok. Mă așteptam să o dăm de gard aici la voi în emisiune. Suntem negri amândoi. Hai la pas, te rog. Trebuie să folosesc fix aceleași cuvinte ca în dresaj sau el e un câine deștept? Ar fi de preferat pentru că și totodată trebuie folosite aceleași tonuri. Se pare că experiența ta alături de mine și de câinii pe care i-am adus aici și spune cuvântul și, doamnelor, și pare că vă înțelegeți. Oficial vă anunț, Cătălin Cornea a adresat primul om. Pe mine. Bun, cum fac să-l țin lângă mine? Adică... Păi spune-i să treacă la pas, de exemplu. Comanda este treci la pas. Treci la pas. Treci la pas. La pas. Bravo, bravo. Bravo, mă. La pas. Am zis la pas. Crede-mă, e bomba atomică. Nu știu cum de reușesc să te înțelegi cu el, dar e explozie. Spune-mi dacă câinii ăștia sunt buni pentru căutat lucruri, tocmai pentru că sunt foarte jucăuși. Da. Mi-a ridicat mingea la fileu, ca întotdeauna, și mă bucur că face asta, pentru că exact acest temperament pe care Toa îl are, din născare, bineînțeles, și felul în care se stimulează el pe instinctul de vânătoare la obiecte de aport, îl face un bun câine de căutare. De exemplu, poliția și poliția de frontieră, uh-huh. care are o mare misiune de a ține țara departe de tot felul de substanțe nedorite, okay. deține acești câini, îi antrenează, dar îi selectează special după acest temperament. Toa, mergem la Constanța! Să știi că îi place și apa, așa că l-ai găsit. Avem treabă la Constanța! Trebuie să găsim doar o tonă, să știi. Bun. De la o tonă în sus, uite, fii atent, Toa... Îl vezi? A luat-o razna dacă ai scos mingea. Nu. Îl vezi? Deci, pur și simplu, când vede acest obiect, înnebunește. Focusul lui s-a schimbat total. Cred că și dacă aș avea câinii, o halcă de carne... Câinii dresați special pentru găsirea stupefiantelor sau explozibili, sau eu știu tutun și așa mai departe, cum se întâmplă în portul Constanța, da. Sunt selectați după această caracteristică. E înnebunit după mingea de aport, se duce... Se duce. Îl ține mult treaba asta perfect. Hai să asociem acel miros, okay. da, cu acest obiect. Și câinele învață când îi spune caută, se duce caută ca nebunul, marchează într-o, dacă e vorba de explozibil, marchează într-o formă de, uite, vezi, într-o formă de
de semnalare pasivă, adică mă așez în fund, că dacă latru poate mi explodează bomba în ochi. Ok. Da? Okay. Așa că trebuie să se așeze în fund după ce a găsit și în momentul respectiv polițistul, handlerul, dresorul care este la fața locului cu el face așa: bravo, super, ia uite! Și aruncă mingiuța și începe jocul. Care e o recompensă? Care este o recompensă. Deci totul se bazează pe recompensă în acel tip de activitate. Și pe joc. Pe joacă, dar trebuie să aibă acest temperament. Okay. Dacă doarme pe el și îi place să stea în canapea și nici nu-l interesează să-și... Uite, vezi, el e foarte slab. De exemplu, de ce? Pentru că se agită mult. Am văzut labradori mai grași, să știi. Exact. E, nu este cazul lui pentru că el alergă mult după acest obiect. Am înțeles. Toaia e cu sportul, am înțeles. Toaia e sportiv, se duce la alergări. Uite, deși a ascuns mingea, el acum e 100% cu tine pentru că știe că ai mingea. Exact. Deși aici este o temperatură un pic ridicată pentru gusturile lui, îl ajută temperamentul. Okay. Gândește-te că într-un port sunt tot felul de stive, tot felul de obstacole, da. Și câinii respectiv, am văzut eu cu ochii mei, am un prieten care lucrează acolo și care conduce astfel de câini, într-un antrenament, câinii trebuie să știe să sară la niște înălțimi inimaginabile, chiar din rasa asta. Okay. Da? Și să fie neînfricați, tocmai pentru a putea să intre în toate cotloanele, să găsească ceea ce este necesar să găsească. Ce comenzi de... nu se califică. Ce comenzi de bază știe Toa la nivelul ăsta după ce a fost și bootcamp? Toa, ia vine aici, treci la pas. Șezi. Toa este un câine de companie. Okay. Okay? A fost greu să-l aducem la stadiul acesta din cauza acestui temperament, okay. Însă am încercat să ne folosim exact de aceste instincte și l-am modelat. Am folosit întâi recompensa, pentru că normal, în dresajul de companie trebuie să ai un set de comenzi pe care să le folosești, ai atrage atenția câinului la tine. Dacă nu le știe, n-ai ce să-i ceri. Ok. Bun. Deci, Toa știe. Șezi, culcat, preș. Așteaptă. Așteaptă, da, uite, de exemplu, așteaptă. Și mă duc, poate mănânc ceva la restaurant. Ok. El trebuie să aștepte, da? Culcat. Bravo. Șezi. Sus. Șezi. Sluși? A, bă, mă, băiat. Uite pisica! Ai văzut? Deci, dincolo de aceste comenzi de bază, bineînțeles, ne mai jucăm cu el cu tricuri. Da. Uite, folosind acest obiect, ia-te-o. Ești gata? Ia vine aici. Treci la pas. O țin aici. Apropo de coduri. În aceste coduri este inclusă lesă, uite, un obiect ca acesta care îl interesează, vocea pe un anumit ton. Și în funcție de aceste combinații de elemente plus mișcare, câinele face lucruri. De exemplu, treci, 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 uite, vezi? Treci, bravo, pas, înapoi. Toată lumea înțelege mersul înapoi, pas, al câinelui este nenatural total. Treci, deja dansăm, observi, culcat, așteaptă. Da. Autocontrolul este parte integrantă din treaba aceasta. Asta e prea bună. Deci dar acum... gândește-te ce înseamnă un autocontrol la un câine cu atâta energie. Atâta energie. Dai seama că fierbe în interior? Ia tu mingea și fă ceva cu el, ia-ți. Ce vrei tu? Tu trebuie să aștepți, așteaptă. Gata, ia. Așteaptă, așteaptă. Ia mingea! Hop! Oh! Observi, el este destul, nefiind antrenat, este destul de grijuliu față de acest gol de la marginea platoului vostru. Pentru că e un spațiu nefiresc pentru. Un câine antrenat, știi cum se duce? A. Cu luc, își ia mingea, nu contează unde se duce acesta. Dar asta nu e treaba lui, el dar asta să nu e treaba lui, el are altă... Ia-te-o, ia vine aici. Mulțumim tare mult. Culcat, culcat, preș, preș, culcat, preș. Aoleu, culcat, preș, stai. Preș, bravo. Și gata. În aceste condiții vom încheia, pentru că pe pauză trebuie să-mi fac neapărat un Insta Story și eu cu tot acest cățel. Suntem plini de curaj. Da. Hai, liber. Răzvan, ce mai faci? Da. Mulțumim tare mult. Nu știam exact dacă adresat prezentatorul sau labradorul, dar...